deixa eu normal fac întâlniri de cititori mai sunt mesinea mai de scriitor, de poet. Întregile soții m-a dus în postura asta de, și de negustor de vinuri, pentru că am vrut să supraviețuiesc în capitalism și să nu stau cu mâna întinsă la Ministerul Culturii, cum din păcate stau majoritatea scriitorilor români, care nu mai pot trăi din scris. Astăzi am pus la cale o degustare de vinuri, am lansat această serie de fifi, fifi în roz, fifi ca zăpada la album și fifi capra neagră. Trei sortimente din vinurile mele. Unul este fetească neagră, altul este dintr-un cabernet. Vinul rozet se stau strugurii negri, roșii, rapid. Și așa este rozeul. Dacă țipă coașe două săptămâni, iese vinul negru. E acela fetească neagră. În afară de faptul că se va degusta vinul, prietenul meu, șef Marian, asta e, suntem o sală de șef, deci, dar cei mai scriitori sunt ăștia care gătesc așa. Cei mai simpatici în orice caz. Fiind întâmplător, vinul merge cu muzică, probabil că știți sau nu știți, eu am scos un disc în care mi-am cântat câteva poezii. Am scos o carte, am scris foarte puține poezii după 89, dar totuși am scris. Și acum, 2 ani de zile, am scos o carte care se numește Femeile din secolul trecut. Era o trecere a revistei a femeilor pe care le-am privit în secolul 20. Am privit mai multe femei în secolul 20, deși m-a întrebat un scriitor mai tânăr, nu mai sunt femeile din secolul trecut, de ce? Dar, frate, știi care e diferența dintre mine? Că eu am iubit femei și în secolul 20 și în secolul ăsta. Tu n-ai plecat. În fine. Unele din poeziile cu pricina sunt mai bureienoase, adică mai de amor de asta, mai colorat, așa. Nu e, mai sunt și cu pipa aici, nu o să le cânt. Poate una mai ușoară, așa. O să încep cu un colind. Aici sunt 9 cântece. Sunt toate pe versurile mele, 4 sunt pe muzică compusă de mine, restul sunt pe niște melodii mai vechi, cu Mirini Marlen, un cântec care s-a cântat în cel de-al doilea război mondial, un cântec german, a fost preluat după aia de, și de american, și pentru că lumea l-a pus cu Andrei Pleșu să-mi traducă textul german și nu mi-a plăcut, am refăcut eu textul la acestui cântec de război, în ideea că ce putea să facă soldatul german în scârpele ruse decât să se plicească la plonda lui Lidia. Așa. Deci, o să încep cu acest colind, care este melodia cunoscută, au fost pușcăriași colindii care au stat, a căzut prizonier la ruși și care un fost profesor a murit de mânt. De Crăciun ei cântau un cântec nostalgic în glavă rusesc despre Crăciunul din România. Numai că, din păcate, mulți dintre ei, căzuți prizonieri, când s-au întors în România, au mai fost băgați odată la pușcărie și de comuniștii români. În fine. Ăsta e un cântec mai dramatic. Restul cântecelor sunt ceva mai vesele. Deci, mai este, prima o să cânt în, pentru că n-am formație, așa, e și puțină muzică, în tandem cu mine însumi, încă nu. Acum am plecat. Oh,